Permite să spun și eu în legătură cu Sfânta Evanghelie de astăzi. Sigur că suntem între praznicile cele împărătești, între învierea Domnului, înălțare și pogorârea Duhului Sfânt, adică înființarea bisericii noastre la pogorârea Duhului Sfânt. De atunci, biserica este înființată și de atunci pogoară Duhul Sfânt peste toți. Iată că suntem între praznice, așa cum zicea și Părintele, astăzi să citim Evanghelia rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea arhierească. De ce îi zice rugăciunea arhierească? Pentru că Domnul Hristos este numit în multe feluri în Sfânta Evanghelie, printre care și arhiereu. El este arhiereu cel veșnic, împăratul cel veșnic și arhiereu cel veșnic, care sfințește arhiereii noștri, care ne sfințește preoții noștri, bisericile noastre, care ridică păcatele lumii, pentru că e jertfa lui. Iată arhiereul cel veșnic. Nu aduce jertfă pe altcineva, să aduce pe el însuși jertfă, răscumpărare pentru păcatele noastre. Și atunci, sigur, cel mai bun arhiereu pe care îl avem noi în Biserica Ortodoxă este însuși Iisus Hristos. El este arhiereul cel veșnic. Și două cuvinte să vă zic și eu din rugăciunea arhiereului celui veșnic. Deci, zice Domnul Hristos în rugăciune că noi oamenii trebuie să dobândim viața cea veșnică. Cum dobândești viața cea veșnică? Zice acolo, ca să te cunoască pe tine, singur adevărat Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Deci asta e viața veșnică. Să nu mai vină, vedeți că vin fel de fel de oameni la voi. Și vor spune, dar și ăla să roagă tot la Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu se roagă la Dumnezeu. La altcineva se roagă. Pentru că viața cea veșnică sau Dumnezeu cel adevărat este, ne spune Domnul Hristos cine? Tatăl cel din cerul pe care îl numește Tatăl. Și El este Fiul lui Dumnezeu și iată Dumnezeu cel adevărat. Și cine vine și vă spune de un alt Dumnezeu sau de o altă credință, uitați-vă că, de exemplu, și în ziua de astăzi sunt destui care nu-L recunosc pe Hristos ca Dumnezeu. Martorii lui Jehova îi avem noi în țară, aici la noi. Și în lume sunt musulmanii. Musulmanii nu recunosc pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În schimb, vine și îți bagă pe gât și noi credem în Hristos. Da, crede că-i profet, că-i proroc sau ceva. Nu că este Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu. Și te duce în eroare. Și te-or dus în eroare, uite așa. Vedeți? Și atunci, zice Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie de astăzi, cum dobândesc oamenii viața cea veșnică? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis în lume. Cum îi mai zicem noi Domnului Hristos? Mântuitorul lumii. Mai este un alt mântuitor al lumii? Nu există. Nici cuvântul nu-l au. Nici cuvântul nu-l au, măcar în vorbirea lor. Da, păi să trăiască și să creadă în cuvintele Mântuitorului. Pentru că toate cuvintele lui sunt viață veșnică. Și cine le pune în aplicare și trăiește cuvintele Mântuitorului, acela are viață veșnică. De ce? Pentru că El vine să ne dezlege de păcate, vine să ne ierte, nu-i așa? Vine să ne spele, vine să ne curățească, din întunecat să te facă luminat, din păcătos să te facă sfânt. Iată puterea Lui, iată arhiereul cel veșnic, iată rugăciunea
arhiereului nostru celui veșnic. Vedeți, să te cunoască cum îl cunoaște omul de adevăratul Dumnezeu. Aici în biserică. Aici se citește Evanghelia, aici se citește Apostolul, nu-i așa? Aici auzim Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Aici auzim, în biserică, noi care pe heruvim, cu taină închipuim, auziți unde? În biserică. Și tot aici auzim, luați mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Veți dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Iată cerul de pe pământ, iată jertfa cea mai mare care poate să o aducă cineva, acela este Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, adevăratul Dumnezeu și jertfitor pentru păcatele noastre. Nu vă lăsați duși, aveți grijă, nu vă lăsați măguliți de orice cuvinte, că sună cuvintele frumos la urechi, dar în trăire vă te duce pe calea pierzaniei. Așa cum spunea părintele, ați văzut ce a făcut Darie, care era preot în biserică și nu l-au mai recunoscut. L-au lăsat Dumnezeu să cadă. De ce îi lasă Dumnezeu să cadă? Și pe arhierei, și pe preot, și pe credincioși. Nu mai trăiesc. El nu mai trăiește cuvântul lui Dumnezeu. Numai dă-i pe studiu și dă-i din gură. Să dă-i din gură cât de mult. Dar din trăire nu mai dă cu nimic. Și atunci omul cade. Când omul nu mai trăiește cuvântul lui Dumnezeu, vedeți, atunci omul cade. Și acum, al doilea cuvânt care vreau să vi-l spun, zice, n-am pierdut pe niciunul, numai pe fiul pierzării. Păi care e fiul pierzării? Iuda, noi știm că Iuda s-a lepădat de Domnul Hristos. De ce s-a lepădat? Pentru bani, pentru avere, pentru păcate. Nu-i așa? L-a vândut pe Domnul Hristos. Uitați-vă dumneavoastră și acum, cine cade din credință? Cei pentru bani, cei pentru avere, nu-i așa? Cei care critică, judecă, vin la biserică aici, toată slujba vorbesc. Vin la biserică, mă uit aici și-i văd, pe geam, și încolo, și încoace. Nu știu de ce au mai venit. Putea să stai acasă cât de bine. Că și-așa nu participa la slujbă. Și-așa nu primi niciun har, nimic. Au venit și-au făcut păcate aici. Să duce cu păcate mai multe acasă. O scris diavolii care stau împrejurul lor, o scris în catastif acolo, păcat mare, de neiertat, la Sfânta Liturghie, acolo unde vine arhiereul cel veșnic, unde se jertfește pentru tine, tu te apuci, dracii, ți-o dat de vorbă toată slujba. Nici nu te-a interesat ce zice Hristos. Că dacă l-aș întreba acum pe aia, m-aș duce și aș întreba. Ce Evanghelie s-o citi? Ce apostol s-o citi? Sau ce cuvânt o spus preotul? Acolo nu știe nimic. Nimic, nimic și-o venit degeaba la mănăstire sau la biserică să duc acasă și nu au nimic. Să duc goi, să duc mai plin de păcate la căsile lor. Iată creștinii falși. Vedeți? Creștinii falși care vin la biserică, care e păcatul cel mai mare. Eu v-am spus de aici, din fața Sfântului Altar, limbuții, păcatul făcut cu limba. E cel mai mare păcat. Aveți grijă, limba asta, dacă ea nu tace în timpul Sfintei Liturghii, să asculți Evanghelia, să asculți Apostolul, să cânti Sfinte Dumnezeule, să zici și tu, noi care pe heruvim, preoți ridică mâinile, pogoară harul Duhului Sfânt și ei vorbesc toată slujba, nu interesează nimic. Ei, cum să te mântuiești? Nu te poți mântui. Nu se pot mântui. Și aceștia sunt creștinii falși. Noi vedem. Vedem că țara se duce de râpă. Cu cine se duce de râpă? Cu creștinii falși. Cu creștinii cei falși, țara se duce de râpă. Și n-ar nimic. Și zice Domnul Hristos, cine pierde? Sau pe cine am pierdut? Pe fiul pierzării. Adică oamenii
care vin să se piardă și aici la biserică. Ei și aici se pierd. Și nu numai că se pierd pe ei, mai pierd și pe cel din stânga sau și pe cel din dreapta. Să fiți creștini buni! Vezi că te întreabă, spune, dragă, ai venit să te rogi, ca și mine. Ascultă ce se spune acolo, roagă-te cu mine, hai să ne rugăm. De asta am venit la Sfânta Liturghie, să ascultăm glasul lui Dumnezeu, să-i auzim jertfa, nu-i așa, și să-l primim, să ne zbatem din toate puterile. Că dacă va avea un regret omul de pe fața Pământului, cel mai mare regret, toți oamenii îl vom avea acesta. În mintea și în trăirea noastră, când ne va ieși în sufletul? De ce n-am putut deveni sfinți? Ăsta va fi regretul cel mai mare. De ce altul s-a putut sfinți, s-a putut mântui? De ce acela a putut să fie bun? De ce acela a putut să facă milostenie? De ce acela s-a putut ruga, s-a putut mântui? Nu-i așa? Eu de ce n-am putut să mă mântui? Pentru că ai venit la biserică și ai vorbit toată slujba. Nu te-a interesat nimic ce-i acolo. Ei, gândește-te că te duci acum acasă și dai, vine boala peste tine, vine în acasă, vine greutatea. Ori copilul, ori soția, ori cineva, face un acasă acum. Și vei striga la Dumnezeu, te ascultă Dumnezeu. Nu, că nici tu nu l-ai ascultat când ai venit la mănăstire sau la biserică. Nu, vedeți? De-aia trebuie să fim foarte atenți. Fiți atenți cu Dumnezeu, că El lucră și te ajută și vine. Dacă nu, zice, mi-i întorc spatele de la voi. Pentru că și oamenii își întorc spatele de la rugăciune, de la milă, de la dragoste, de la bunătate, de la sfințenie. Să vă ajute Domnul, să vă dea putere multă, să mergeți la biserică, să vă rugați, ascultați-i glasul. Pe urmă, strigați cu bucurie, cu strigă de bucurie să strigăm. Până acum tot am strigat, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Adică am înviat și noi odată cu Hristos. Acum strigăm până la înălțare, până la pogorârea Duhului Sfânt, de la înălțare acolo. Hristos a înălțat și răspundem, adevărat s-a înălțat. Ne înălțăm și noi cu mintea, cu inima, cu trăirea, cu gândul, înalță-te, desprinde-te de pământul ăsta, uite așa, de toate lucrurile astea, mai înalță-te, uite așa, să ne desprindem din toată grija asta cea lumească, ca la Rusale, să fie Harul Duhului Sfânt, îl pogorâm, vine prin rugăciunea arhiereilor sau preoților și prin rugăciunea arhiereului celui mare, care stă deasupra și nu-i zgârcit, dă la toată lumea, numai să vrei să primești, să vrei să-L asculți, să vrei să stai lângă El. Să vă ajute Domnul, să vă dea putere, mângâiere multă, să vă umple de har, să vă umple de putere, să vă dea putere să vă rugați, să vă dea putere să fiți buni, să vă dea putere să iertați, să știți să ieșiți din orice greutate, din orice boală, și din orice durere, și din orice neputință omenească, să aveți putere să puteți ieși din ea afară. Dumnezeu să vă dea multă sănătate, putere multă, vă rugăm să veniți la mine.